Accidentul s-a produs pe drumul național 7 în satul Valea Ursului. Din verificările preliminare efectuate de polițiști, s-a stabilit că un bărbat de 40 de ani care conducea un ansamblu rutier format din cap, tractor și semiremorcă pe DN7 nu ar fi păstrat distanța corespunzătoare față de autovehiculul din fața sa. Un tir condus regulamentar în aceeași direcție de un bărbat de 44 de ani. Fapt ce a făcut să intre în coliziune cu acesta. În urma impactului, tirul ce intrase în coliziune cu remorca celuilalt a fost proiectat pe sensul opus de mers, unde a intrat în coliziune cu auto basculantă care se deplasa din sens opus, condusă de un bărbat de 57 de ani din Tărtășești. Tot din impact, tirul care a fost lovit din spate a fost proiectat în autoturismul care circula în fața sa, condus regulamentar de o tânără de 21 de ani. La fața locului au ajuns mai multe autospeciale de pompieri, ambulanțe și s-a intervenit pentru eliberarea carosabilului. Traficul a fost complet blocat în zonă. Conducătorul autobasculantei, șoferul din Tărtășești, județul Dâmbovița, a fost rănit mai grav, cu multiple traumatisme și ruptură de splină. Ceilalți trei conducători au scăpat cu rănișoare. După impact, încărcătura tirului, reprezentând sticle cu băutură alcoolică, s-a împrăștiat pe șosea. Unii au sărit să-l ajute pe șofer să strângă ce mai era întreg, alții au îndrăznit să-și facă provizii. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, iar verificările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care evenimentul s-a produs.